Ia să vedem aici, deci mi-a explicat omul că practic aici parchează ei. Aici au parcat barca. Mi-a zis Johnny că în ultimii 20 de ani practic lumea este inundată de cocaina care vine de aici din Bolivia și că acum câțiva ani de zile. Deci da, 600 de dolari pentru două persoane, dar barca este doar a noastră. Próximos minutos fue algo monótono, llegadas de buen rating, pero con remates de larga distancia sin mucha trascendencia. 8 remates. ¿Dónde me voy? ¿Allá atrás? Ahí está bien. ¿Aquí está bien? Pero tiene que arrumar para adelante. Gracias. Ven, mi amor. Spotted from so far away. The eyes shine on the light. Yeah, they are red. Ce am frecat-o vreo 4 zile pe aici pe Trinidad și ne-am plictisit teribil. În sfârșit a venit și ziua în care we are going deep in the jungle. Suntem acum în mașina care ne va duce către râul Mamore, iar de acolo vom lua o barcă micuță cu care ne vom sui pe un vas de croazieră, în ghilimele, aici în Amazon. Experiență ce ar trebui să fie extrem de tare, este pentru prima oară în viața mea când voi face o croazieră de 2 zile pe Amazon. Let's go! Și exact acum am ajuns la râul Mamore, frate, care se află aici în spate, râul care se varsă în Amazon. Noi o să intrăm pe Amazon, dar cred că mâine, uitați-vă cu ce mașină am venit, ăsta a suflat praful de pe mașină, deci e absolutely out of this world, cum se prezintă aici. Mi-aduc aminte de prietenul Cătălin Chivu, frate, când am venit cu el aici, bine, nu aici, am fost în Peru, în 2017, absolut, absolut ireal. Deci este super tare că am început toată aventura asta care trebuia să înceapă în Singapore, la Marina Bay Sands, aveam rezervare. Mi-a mor. Aveam... Aveam, trebuia să fiu cu Valeria la, cum îi zice, la Marina Bay Sands și pe dracu Marina Bay Sands. No te burles, igual, viste, tenés una novia todo terreno, no te puedes quejar. Cogotero, no me quejo, no me estoy quejando, digo que muy agradecido. Ah, tenemos que poner esas, listo. După aproximativ 15 minute de mers în bărcuța asta, am ajuns la barca noastră cea mare, ce ne va fi casă pentru următoarele aproape 48 de ore. Hai să vedem acum. Por aqui? Ah, ok. Perfect. Thanks, Johnny. You also speak English, no? Yes. Where did you learn English? Oklahoma. You learned English in Oklahoma? Oklahoma, Tulsa, Stillwater, Oklahoma City. So you were, you lived in America or what? 7 years. 7 years? Asta este, cum îi zice, bucătăria. Mamă, deci mă simt ca acolo în Halong Bay, frate, să mor eu.
Exact așa mă simt. Ai un baniu? Ok. Emergenția, uite, tine în baniu așa. Ok. Acum mergem să-l vedem pe domnul capitan. Hola! 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 Bine! Valeria! Victor Ángel. Catalin, un gusto. Qué bien. Vale, vale. Sí. Okay. O vale. Vale, te digo, vale. Ok, sí. Ya. ¿Café quieren? Café. Sí, café. Sí, sí. Ca să vă faceți o idee, toată această experiență m-a sărăcit de aproximativ 600 de dolari pentru două persoane o noapte. Ideea este că astăzi este luni. Oamenii ne-au zis, bă, dacă vreți să veniți de sâmbătă, barca o să fie plină și nu e niciun fel de problemă, pot să fac un tarif mai mic de 200 de dolari pe persoană, adică să plătim 400. Pentru că barca navighează, e de luni încolo, nu mai avem clienți și barca este special pentru voi. Așadar, dacă vreți să veniți de luni încolo, trebuie să plătiți mai mult. Asta și m-am gândit și am zis, bă, nu vreau să stau în pana aia cu 30 de oameni aici pentru că o să nebunesc. Am stat în Trinidad, am înnebunit acolo, ne-am certat că ne-am plictisit, plictisea la maxim acolo, boring, boredom at its finest, ca să zic așa. Și pe urmă am decis, da mă, gata, plătim și venim în turul ăsta, astfel încât să văd și cum se prezintă partea asta de Amazon. Deci, da, 600 de dolari pentru două persoane, dar barca este doar a noastră, adică se mai află două persoane acum, care pleacă undeva la prânz și rămânem până mâine seară doar noi doi. Hai totuși să vă fac și un tur al bucătăriei până când o să vină masa. Deci avem mai toate nebunile pe care vrem să le cumpărăm. Ia uitați, vin, tot ceea ce vrei. Aici sunt prețurile extrem de decente. Ăsta este drumul pe care o să-l parcurgem noi, Rio Mamore. Vedeți, se află exact aici. Trinidad, La Paz încolo, Santa Cruz încolo. Ia să vedem. Asta e bucătăria, care, surprinzător, este extrem de curată, frate. Foarte, foarte curată. Nici nu mă așteptam, sincer să fiu. Aici, nu știu ce e exact. A, este un storage area. Bă, foarte mișto. Avem o baie în partea asta. Nu știu, m-a făcut cineva pipi acolo? Băi, să știți că e curat. E un numa și uite ce e aici. A, asta este unde dorm oamenii din echipaj, 100%. Și să vedem ce e aici, asta e camera cu numărul 14. Ah, asta la fel este un... These are all like storage areas, no? Which one? This one here, storage. Just yes. to deposit yes. Things. Ah, okay, okay. Yes, deposit. This boat is since when? Like since, when was it built? This one about 10 years ago. Uitați aici, încă o paie. This is not a place for your stuff. Ah, okay, you can use it. It's not mine. Ah. No, it's a boat. Ah, it's from here, okay. So you can kind of that. And just watch. Ah, okay, perfect. Right. Thank you. Yeah. Uite, știu, mi-a dat niște binoculars. Da, frate. Ăsta este un second deck. Yes, yes. Bali, I think Bali is hungry. Okay, I'll ask her. It's about 3 hours until lunch. Înainte să vă luați de mine că de ce am aruncat aia de banană în râu, ne-a zis omul, bă frate, astea sunt chestii organice, puteți să aruncați toate deșeurile, tot ce ține de lucruri organice, le aruncați frumos în râu, că se dezintegrează. ¿Qué, Thiago? Con eso trae los cocodrilos, se van a subir. Mi amor, ¿qué me preguntaste tú un par de días atrás? Con los cocodrilos. No, tienes que decir. ¿Cómo? Pero así como estaba muy tierna, ¿cómo me preguntaste? Mira, Cata. Si van a subir al barco. Maria m-a întrebat dacă se pot sui crocodili în barcă. Eu mi stava imaginando un crocodil. Pare să se scale. Da, frate, super simpatică. Deci, stăm acum pe partea, ne-a zis omul că tot timpul să stăm pe partea pe care nu bate soarele. Ok? Normal.
palo va a subir y te va a agarrar las patas. O otra cosa. Va a quedar con hambre si va ahí. Wow, ¿cómo fue eso, amor? A ver, i-am zis că, că poate mă mușcă de altceva și face, dacă te mușcă de altceva, lasă că o să-i fie foame. Adică am mic. Așa, deci ne-a zis să stăm pe partea pe care nu e soarele, pentru că dacă stăm pe partea cu soarele, o să ne spargă, o să ne spargă căldura. Pentru că e soarele extrem, extrem de puternic, mai ales la ora asta. Asta apropo de ora 10. Deci uitați ce avem aici pe ce a pus femeia asta, frate, a pus o carne, ci că asta este for good faith, for good tradition, for good luck, n-am înțeles exact care e combinația, dar a pus carne asta aici. Foarte cald, frate, cred că suntem la vreo 35 grade acum. Ok. Vreau acum să văd ce au ăștia de băut, asta de vreo cu, e un cuplu. Adică mai sunt doar două persoane, un băiat și o fată, care sunt din Danemarca, foarte simpatici asta, și am discutat puțin cu ei acolo despre travel-related things. Și acum vreau să văd ce au ăștia aici de băut, frate. Uite, au vin, au niște... A, nu vreau nimic de genul ăsta, aș vrea niște bere, frate. Bere, boss. Bere, cerveza. Unde e doamna? Și tocmai am găsit cel mai ciudat binoclu din lumea asta. E mult un monoclu, frate. Mamă, dar e super șmecher. Deci vezi departe rău și e mai clar. Mi se pare mai practic asta. Vorbesc serios. Că asta e prima chestie, de fapt singura până acum, care mă enervează. Faptul că mi-au zis că au plecat foarte mulți pasageri azi dimineața și că n-au avut cât timp să aprovizioneze. Dar pe mine ce mă interesează? Mă interesează să-mi iau... Să-mi dea să beau, frate, ești nebun la cap? Dezavantajele pe care le întâlnești în momentul în care ești singur într-un asemenea tur cum suntem noi este că ăștia încearcă cumva să te facă de toți banii. Și ce zic eu în faptul că încearcă să te facă de toți banii, mamă, frige aici? Ei încearcă să-ți ofere mai puțin experiență. Cumva, deci v-am spus că ei ne-au zis, doamne, puteți să veniți pe barcă, nu știu ce, foarte bine, noi plecăm cu barca special pentru voi și n-au promis niște activități, n-au promis că merge să vedem un trip de indigenous people, merge să vedem delfini și așa mai departe. Eu știu de fiecare dată că în aceste tururi, mai ales în condițiile precare pe care le ai aici, ei îți prezintă niște chestii sau cumva exagerează niște lucruri pe care o să le vezi ca să te convingă. Da, eu știu, pentru mine, eu am plătit practic ca să am experiența asta, să stau pe barcă, să stau cu vale, să ne bucurăm de Amazon. Că o să văd sau nu o să văd anumite lucruri, to be honest, I don't give a fuck, pe mine mă interesează să am experiența asta și să am un apus de soare și un răsărit de soare mega cool. Asta este pentru mine mega important. Și acum a venit tipul și ne-a zis că, domne, s-ar putea să avem o problemă să nu punem să facem toate activitățile pentru că trebuie să ne întoarcem ca să-i lase pe danezeștia și după ce îi lasă pe danezeștia, putem să încercăm noi să ajungem cât mai departe în junglă. Chestia care nu știu dacă se va întâmpla, vă rog să mă scoase pentru gate, nu știu dacă se va întâmpla. Dar vedem, mi-a spus că nu e niciun fel de plan, noi suntem foarte flexibili și Vale și eu suntem foarte, foarte flexibili. Pe lângă treaba asta, altă problemă, nu avem nimic de băut rece și chestia asta mă enervează pentru că ei cumva nu s-au aprovizionat. Ei încearcă să facă toate cât mai puține eforturi astfel încât să ne acomodeze pe noi aici pentru că vă dați seama, practic 600 de dolari cât plătim noi, probabil că din banii ăștia plătesc doar barca, ai editat mai stafful de 4-5 persoane și trebuie să ne facă și ceva profit. Deci lor cumva nu le convine faptul că noi am ales să venim acum, dar până la urmă it's a numbers game, eu am vrut să vin acum ca să mă simt bine și ca să nu trebuiască să o ard pe aici cu 1000 de copii care urlă și care țipă. Deci o să vedem care sunt activitățile pe care să le facem astăzi. What are we doing now? We're waiting for something? Yeah, we have to park here. Oh, we have to park. We have to park in here. Perfect. And what I'm trying to do is have the other guys leave 15 minutes earlier. Mm-hmm. Okay. N-am înțeles exact ce-mi zice omul, nu știu exact ce se va întâmpla. O să vedem. Eu cu Vale somos very flexible. Iar asta nu-i prinsă nicio problemă. Măcar acum știu sigur că dormim pe barcă, nici nu vreau să aud să dorm în junglă, frate, după, dacă uitați la vlogurile mele de mult timp, poate știți experiența pe care am trăit-o cu domnul Cătălin Chiv în 2017 pe aici și i-am spus clar, nu vreau să mai aud să dorm în junglă acolo, în niciun caz, pe apă este altceva, mă trezesc în mijlocul nopții, mă uit la stele, la cele, mă uit la cer, mă uit la tot ce trebuie, așa, să nu aud, sper că în curând să vină mâncarea pentru că mă duc, suntem sparți de foame. So, how is it?
We use the fast boat. Okay. A little before 3, we have to go before 3. Okay. We'll go and that will give us time to come back. A zis că gata, am găsit o variantă prin care să putem să mergem acolo. Nu înțeleg exact ce combinație o să facă cu mosoar de ei, habar n-am, dar e bine că they can respect what they told us. Asta e singurul lucru pe care îl vreau. Ia să vedem aici, deci mi-ai explicat omul că practic aici parchează ei. Aici au parcat barca. Mamă, bă, ești nebun, era să cad pe asta. Mi-amor. Si. Casi te vas a la mano. Si, el problema este con la camera, nu con otra cosa. No, obvio. Mamă, deci cum mă duceam cu asta, ești nebun. Te vas de tema, mi-amor. Fuck. No. Lo metiste en el lodo. Te la mandaste, ahora nos van a... No nos van a decir nada. Pobrecito, ¿estás bien? Sí, es que mi problema es con la cámara. No, no, yo te diría que no hagas macana. No, porque hay que subirlo así primero antes. Es como que estás usándolo como si fuera una pala, una polea. No. No, así está. No. Es imposible, mira. Está enterrado en el barro. Cata tiró esto. Ahora está enterrado en el barro. No, con otra persona lo sacás. Ok. Sos patito. La gente se mete en eso, como pones eso. Ok. Auzi, chica, e piscina, frate. Claro, te hago una pregunta ahí. Te-a întrebat Valeria ce animale sunt pe aici. Chica, ce animale cresc, ce pești faci, chica? Ah, păi sunt crocodili, păi sunt, cum le zice, șopârle mari, sunt șerpi, toate astea. Ești nebun. Și am zis, atunci mai bine, nu? Aici avem altă cameră. Că nu știu ce am închis-o, că nu cred că stă nimeni aici. Asta e camera? A, e la fel, mă. Ca noastră e la etajul superior și arată mai bine. Dar nu, sunt more or less in the same direction. Adică in the same style toate camerele. Credeam că sunt pe clase. Da. În excursii de acest gen vă dau un sfat. Trebuie să aveți așteptările foarte in place. Adică nu, dacă ei vă zic că o să faceți ceva, voi calculați că există o posibilitate să faceți chestia asta. Dacă ei vă zic că o să vedeți nu știu ce animale, voi nu vă obsedați pe treaba asta. Mergeți pe ideea că s-ar putea să vedeți animale respective. Ne-a pus frumos masa aici. Bueno, una de estas minitas le tenemos que entrar, tata. Yes, 100% boss. Si, boss, 100%. Cum vă ziceam, frate, cât de curată e bucătăria. Femeia asta gătește totul așa. Ia uite, asta este un fel de tocăniță, cred. Este sudat. Ah, ok. Ok, cool. E la rosito. Perfect. Ne-a făcut femeia asta doar pentru noi, frate. Asta este un pește. Au pus ăștia ceapă la tot. Deci tot. Peste tot ceapă să mori. Haideți că am ajuns, suntem doar noi. Acum avem jungla pentru noi. Ven aquí, Reina del Sur. Eu zic lui Valeria Reina del Sur, pentru că ea vine din Patagonia
Și Ushuaia se află în sud, adică nu există, mamă, cum stă părul. Nu există ceva mai sud decât sudul patagonic și de-aia zic Reina del Sur. He's Johnny, our boss. Yeah. What did you say, boss? 45 minutes sharp. Sharp. Perfect, boss. Wow. Uitați aici, pomul ăsta are 300 de ani, frate, dacă vă vine să credeți. Deci uitați-vă cât de gros poate să fie. E mai gros decât caricelul meu, de fapt. Mamă, frate, bă, cât de mare e, sunteți nebun la cap. E fucking huge. That's not what she said. Ese charón que tenía. No puedo creer lo hermoso de este árbol. Johnny, what's the biggest danger one can find in the jungle here? Any small snake, black widow. Okay. But those you can escape from. But the jaguar, it ain't no way you can escape from a jaguar. If he wants to get you, he will get you. No matter what? No matter what. He can climb trees, he can swim better than a caiman. He gets a caiman off from the river to the top of a tree. So you're fucked? We're fucked. Okay. We are fucked. We are all fucked. Of us. Mine cel mai mare pericol. De Black Widow. De no, de Black Widow, si. Asta ziceam că mie e singura chestie care mi-e teamă, e de păianjen. Când m-am trezit cu păianjen în câmpat, cu vlăduț în Nicaragua, aia pe mine m-a spart complet. Aia e singura chestie. În rest, șarpe, jaguar. La spider web, la malla, la araña de la Black Widow, tiene forma de túnel. Pentru a trage așa o linie, deși suntem aici doar de vreo 5-6 ore, cam care e diferența dintre experiența de aici ce pare am avut-o cu Cătă în Peru, bă, acolo a fost totul mult mai turistic, adică aici măcar te duce, mergi cu barca asta o grămadă, am mers cât, am navigat 3 ore cu barca mare și încă vreo jumate cu asta mică, deci complet, complet altceva. Și atunci, simt și tu, atunci cu Cătă, ții minte că ne-am dus, eram în junglă și Cătălin l-a întrebat, bă, putem să găsim să bem apă de undeva, nu știu, un râu, o chestie? Și a zis băiatul ăla, a, păi da, la 50 metri mai acolo un magazin. Și era un magazin, eram practic prin curțile oamenilor dacă vine să găsesc așa ceva, absolut fucking surreal. Dar da, aici măcar pui pe hartă și vezi că ești la mama dracu, frate. Mă folosesc de această ocazie pentru a vă reaminti că în ianuarie intenționez să fac un tur prin Argentina. Dacă vreți să veniți în Argentina, să ne bucurăm de Buenos Aires, de Patagonia, de Mendoza, să călătorim, să cunoaștem, să mâncăm bine, să bem chestii mișto, îmi scrieți pe backpackyourlife@yahoo.com. Locurile sunt limitate, accept foarte, foarte puțini oameni. Am tur Japonia, acum în, cum îi zice, în octombrie, după care călătoresc super mult și, pe urmă, în ianuarie, turul prin Argentina, care o să-l iubiți, credeți-mă. Frumos cămășuță, pantaloni, Adidas, ce vrei, haine de junglă, ești nebun? În legătură cu plimbările astea, frate, prin junglă, mi-aduc aminte că în tururile pe care le-am făcut tot timpul, gândiți-vă că niciodată n-am făcut un tur în junglă. De ce? Pentru că de fiecare dată am băgat niște reguli foarte clare. Unul, mă, toată lumea să vină vaccinată, nu pentru că e obligatoriu, ci pentru că e bine când sunt 13, 14, 15 persoane, posibilitățile ca ceva nașpa se întâmple cresc. Și doi la mână este că oamenii vin pentru 2 săptămâni și eu le zic, bă, dacă mergem și pierdem 3-4 zile în junglă, sunt șanse foarte mari ca măcar 3-4 dintre voi să nu fie încântați de experiența pe care o avem acolo, pentru că este o experiență dificilă, nu este o experiență ușoară, nu este o experiență pentru toată lumea. Și de aceea, de fiecare dată am zis, băi, democrație, dacă majoritatea decide să mergem în junglă, mergem în junglă. Și niciodată majoritatea nu a decis, pentru că am prezentat lucrurile exact așa cum sunt. Îmi doresc să fac un tur în jungla amazoniană, ceva foarte șmecher, măcar 5-6 zile, dar, repet, pentru treaba asta oamenii trebuie să-și ia măcar 3 săptămâni de vacanță și să știe la ce se bagă. Ah, si. Ai, mi-e picarone. Mi-están picando por todos lados.
Am uitat acasă ăsta insect repellentul. Acum vă nu sunt, cum să credeți că eu sunt un expert al junglei, de un principiu știu la ce să mă aștept. Dacă mai mâncinesc pe aici cu 15 oameni cu beri, cu asta ne certăm, ne jurăm pe aici. Haos. Dar da, am uitat ăla, e bine că l-a avut colegul nostru, că dacă nu... O regulă importantă pe care trebuie să o luați în calcul la momentul în care vă aventurați în tururi de genul ăsta, să nu țineți cont de timp. Adică eu să vă zic că trebuie să mergem nu știu cât timp, timpul pe care îl zic ei de cele mai multe ori este dublu. Dacă ei spun că merg jumătate de oră pe undeva, o să fie o oră. Oamenii din America Latină nu au niciun fel de noțiune legată de chestia asta, doar dacă se întâmplă cum e aici, când șeful companiei este un... Johnny, who is the boss of this company? Where is he from? Okay. From Rurrenabaque. Okay, so he's not a foreigner, he's like a local. It's local. Local. Ah, nu credeam că e condusă de un străin, dar e de cineva de la Cochabamba și de Rurrenabaque. Rurrenabaque e altă zonă de intrare în junglă în care, din păcate, nu se mai poate intra acum, nu știu ce s-a întâmplat. Deci, dacă cumva asta mi-a stricat combinația, că voiam să vă spun că, în principiu, dacă aceste companii sunt run by străini, atunci se respecte timpii. Nu știu dacă se vor respecta acum, deja mergem de vreo 20 de minute, vedem ce se întâmplă. Exact acum au trecut pe lângă noi doi porci de aia, cum le zice, mistreți, warhog, nu? Da, 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 mamă, deci știi cât de mari erau, au trecut prin fața noastră, știi că atacă numai dacă sunt purtează, numai dacă sunt, cum îi zice, provocați sau dacă le e foame, să sperăm că nu le e foame. Que dijo que bueno que no es un qué? Un jaguar. Lo malo es que el jaguar persigue al puerco tropa para comer. Okay. Entonces el jaguar está detrás. Ah, nosotros nos metimos en al medio. Al medio. Sandwich. Sandwich humano. Mamă, zice că bă, vedeți că poate să fie jaguar, că porcii trec, jaguarul în spate și noi între, sunteți nebuni. Hai că totul este calculat matematic. Au zis oamenii că trebuie să ajungem până la ora 4 cel târziu, pentru că trebuie să ne întoarcem, adică să stăm 10 minute acolo, vorbim cu femeile astea din comunitate, cu lumea din comunitate, că trăiesc vreo 10 sau 8 familii aici și de acolo ne-am tirat, că totul este, cum îi zice, e contratimp, frate, deci totul este contratimp, pentru că, repet, fiind un tur privat, așa cumva ne-au băgat și până pe acolo, cumva, astfel încât să țină ocupat astăzi și, mă, normal, trebuia să plecăm mai devreme, să ajungem să stăm o oră cu comunitatea. Evident că nu se mai întâmplă chestia asta, dar nu-i nimic. E foarte important să fii flexibil. What did you find? Deer. Ah, deer. Deer track. Auzi, căprioară. Urme de căprioară. Exact, acum am ajuns în comunitatea asta, nici nu știu cum se numesc oamenii ăștia. Și uitați deja o chestie care mă șochează. Oh, frumos, ia uite, asfalt, concret. Tot ce trebuie, boss, adică ei sunt modernizați. Nebun. Johnny Zambrano, Catalin, un gusto. Valeria, cum va? El que viene allá es Bambi. El guiador. El guiador, pero viene atrasado. Ia uitați-i pe ăștia cât de modernizanți sunt. Și astea sunt bateriile pentru soare, solari. Ce tare, frate. Bă, cât de modernizat sunt ăștia aici, ești nebun la cap și ești în mijlocul junglei. Mamă, frate. Da? Che cool. E limon sidra. Limon sidra, rico, supongo, no? Nice. Caiman skin, no? Yes, I see. Como they hunt the caiman and they use... What, you can also eat it, I assume, no? The caiman, you eat it everything. You use it for everything, the caiman. Right. Wow, nice. Și arma cu care ne ajută, arma lui Bambi, ia uite aici. Ne pueden vender, aunque sea un poquito, o no? Foarte. O no tienen nada. Ah, sí. Ya. ¿Vale? Pero, ¿y dónde más consigo si no? En el mercado campesino, en Trinidad. Limón sidro. Este es el original. Limón sidro, vamos mejor a ver. Mejor que este no vas a conseguir. Ah, ok. ¿En cuánto no los vende? Démelo. Very good. Muy rico. Cinco pesos, ¿está bien? ¿Ya? Sí. Mamá. No, ahí mismo, no más. Ești nebun, perfect, frate. Ia uitați aici cum stau oamenii ăștia, frate. Deci cum trăiesc bine, vă dați seama că ei iau bani de la... Asta este baia. Aia se spală. Ei iau bani de la, cum le zicem... De la companie, mă. Adică nu-i din banii pe care îi plătim, că dăm o grămadă. Deci
dacă gândim așa, sunt 700, sunt 600 de dolari. Dacă gândim că tururile în mod normal aia de lux sunt pe la 5-6-7 mii de persoană. Atenție, de persoană, bine, să fii 4-5 zile pe aici pe Amazon, nu e chiar atât de scump cât am dat noi. Și până la urmă, chiar dacă totul aici poate să fie relatively staged, deși nu cred, nu-mi dau seama dacă e staged sau nu, e interesant, adică măcar oamenii își depun efortul. Uite, acolo stau animalele, tot. Tot aici. Mamă, pe mine asta mă interesează, frate, asta de aici și nebun la cap. Astea mi se par mie excepționale. Macetele astea, boss. Nota 10. Nu știu acum dacă oamenii ăștia au ceva împotrivă, dacă intru în casă să filmez. Că nu vreau totuși să-i deranjez, că văd așa că sunt oameni ok. Uite, femeia s-a dus să ne ia ceva din... cum îi zice? Să ne cumpere... să ne ia ceva din pomii, frate. Și uitați aici, cum trăiesc. Da, nu vreau să deranjez. Uite, câinele ăsta săracul cum arată. Ce faci, mă? Cel mai slab câine din lume, cred că-s de... vorbim serios. Ce faci, mă? Ce faci? Es toronja. Toma esto. Yo escucho poronja. Hey, pig, cerdo. Pig, pig. Mira, băi. Mira aquí. Aquí no falta, en la casa. Sí. A veces salgo así para allá, a pasear al río. Así. ¿Y vos vas a la escuela o no? No. ¿No? Porque aquí no hay pues para estudiar. Para más grande, para solo más grande, la sí. Primaria sería de para los más chiquitos. Ca de obicei, frate, tot timpul când sunt faze de genul ăsta, tot timpul când sunt faze de genul ăsta, se duce vorba de bani și oamenii de obicei din tururi vor să-i păcălească pe ăștia. I-am dat fetei încă vreo echivalentul a 10 dolari fetei ăla tinere, o care vorbea Valeria, pentru că ăștia sunt super schemari în pana mea. Când am plecat, femeia a zis, păi și partea mea aporte și a dat 10 pentru fiecare frate. Deci asta este, cum să zic, este manipulare totală, aprovechiându-se full 10. 10 pe persoană au plătit-o pastă. 10 pe persoană înseamnă $1.50, boss. Pentru... deci femeia asta și-a luat acum $2 ca să stea cu noi. A cumpărat Valeria trei chestii, i-am dat $5 lui Fisa. Așa, atenție din partea mea. Mamă, mamă, ce înseamnă să-ți bagi joc de sărăcie altora. People who live here, how much money do you think they earn per month in total? Like, what does it cost to actually live here for one month? I don't know. I'll take a wild guess. Wild guess, exactly. Wild guess. They get paid from the government 1,200 bolivianos. 1,200? 1,200 bolivianos. Per month? Per month. Okay. And that's for them, that's plenty to buy the salt, pepper, the to survive. Oil, to survive. The rest they take it from the land. Are dreptate Valeria, a vorbit cu fata aia de acolo, fata care are, nu știu, copii și a zis că îi place foarte mult să locuiască aici, că ea de ce să locuiască în oraș, că n-are ce să facă în oraș acolo, că e plictisitor, că toată lumea vrea bani. Și mă, frate, te-ai de ce să trăiești în pădure? Ai avut șansa să trăiești, nu că orașul ar fi cine știe ce, dar pana mea! Nu știu, fiecare cu, cum poate, fiecare cum e.
Așa începem episodul cu numărul 2 din jungla de aici, din Bolivia. Să-mi fie cu noroc! Short recap, ieri am ajuns în jungla amazoniană aici, în Trinidad, în nordul Boliviei, aproape de granița cu Brazilia. Am făcut niște chestii foarte, foarte interesante, trebuie să le vedeți. Stăm pe o barcă pe care o să vedeți în vlogul acesta, dacă vreți să vedeți full tour, uitați-vă la vlogul anterior. Și acum avem aici niște bufeu, sunt niște delfini roșii, roz. După aproape 45 de minute de mers cu barca asta mică, exact acum este apusul soarelui și ne apropiem de barca noastră cea mare. Acum o vedem cu ochișorii, se află exact pe linia de sas. Deci ne-au adus ăștia exact la timp, frate. Trebuie să vedeți vlogul anterior ca să înțelegeți tot ce s-a întâmplat. Ne-am adus la timp, vedem că mi-am trecut Adidas și astfel încât să ne bucurăm și noi de sunset ultimele 30 de minute. Da, apusurile pe Amazon sunt frumoase, frate. Deci, ăsta cred că este highlight-ul fiecarei călătorii pe care am făcut-o poate pe Amazon, și anume apusurile. Ce înseamnă, frate, probleme? Deci, bă, când mai spuneți că, domne, s-a internet, e fiță, nu știu ce, că, domne, e bine să te deconectezi, nu e, frate, deloc bine să te deconectezi. Deci, cine vine cu chestii din astea că trebuie să te deconectezi de la lume, înseamnă că nu trăiești în lume. Deci, acum le-au venit niște probleme, Vale are apartamentul din Ushuaia, din Ushuaia închiriat și a rămas fără lumină, trebuie să suni electricitate la Enerul lor, doar că nu funcționează pentru că n-are net. Eu am aici o singură liniuță, doar în punctul ăla, aici undeva în mijloc. Am o liniuță și poate să vorbească și ne dăm seama de cât de dependenți suntem de internet pentru chestii vitale. Ne-am bucurat frumos de sunset, acum așteptăm să ne cheme ăștia la masă și pe seară, nu știu, sunt niște activități cu barca pe care abia aștept să le fac. Eu sunt fericit, îmi place, mi se pare super drăguț aici și sper ca și vouă să vă placă acest video la care lucrez cu inima împăcată. Pare să cheie? Hai că după ce am avut niște mici probleme pe aici, o să vă povestesc de ce s-a întâmplat. Chem? Si. Oh my god. Așa, mergem să vedem caimanii. Oh, very good thing. Alec? Ah, life jacket? Yeah, we have to. Ah, ok. We have to. Life jacket, please. Poate vă să sunăm, nu? La escalera por aquí. Ah, ok. Sí, sí, sí. Ok. Sí, sí. Go, 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 go. Thank you.
Vamos a ver. Cocodrilo. Qué oscuro, ¿no? Oscurísimo. ¿Dónde me voy? ¿Allá atrás? Ahí está bien. ¿Aquí está bien? Pero tiene el mar para adelante. Ok, ahí. Mă, uite că mergem acum ai, să vedem ca ai mai. Ivy, ce este asta? Și mene să vedem caimani. Auzi ce că-și notând după ochii roșii, auzi ai caimanilor. Deci ăștia vor să ne facă combinația aici, frate, că trebuia să facem alt tur mai devreme, cumva după apus, dar hai să stai că nu se mai poate, e combo. Mi amor, cum te simți? Mi da miedo. Miedo de ce? Pero esa es la idea, queremos ver caimanes. ¿Tú no quieres ver uno? Sí, pero me da miedo. Panica mare cu acești caimani, dată de faptul că zic că sunt foarte, foarte violenți, frate, adică ăștia chiar te atacă. Deci te atacă, sunt mai răi decât aligatorii și mai răi decât crocodilii, frate. Eu nu știam chestia asta, habar n-am care e diferența din punct de vedere biologic. Dar așa ne-au zis oamenii ăștia. Acum și-au dat seama că nu putem să găsim pe partea asta și ne mutăm pe partea cealaltă încolo. Deci nu știu la care ai zis, asta este beznă totală. Camera asta e nota 10, frate. Deci beznă, beznă totală, e întuneric full acum. How did you spot it from so far away? The eyes shine on the light. Okay. Yeah, they are red or orange. Ah, look, he's moving. Johnny vrea să se bată cu caimanul. One question, do people here eat the caiman? Yes. Okay. A little bigger though. A little bigger. Stai că ăștia cred că am găsit un caiman exact lângă... S-a tirat. Exact lângă barcă, frate, dar nu cred. Cred că se fuie. Da, frate, a văzut Valeria de la 700 de metri. Eram acolo și a văzut ăstea caimanul. Cum pula mea vezi caimanul cu aia? Sunt 700 de metri, deci vorbim serios. Ai varios. Ai dos. Che o hostinez, mi-amor, de cyborg? Si. Sí.
¿Ves? Ahí está. Es más grandecito. Sí. Es bastante más grande. Wow. ¡Oye! ¡Bebé! Lo teníamos al lado. Sí. ¿Ah? Agárrate del palo, dice. No puedo. Estoy incómodo. Ya se sumió. ¿Se metió la agüita? Se fue. Da, frate, de ce la examenul casa noastră? Stai la bani. Ok. Todavía no. Yay. I'm alive. Vale, evident că fiind balerină, iar are balans. Eu n-am balansul ei. Cerramos con broche de oro. Como uno grande. ¿Qué es broche de oro? El grande. El más grande. Lástima que se metió al agua. Uah. Ah, sí, sí, sí. Yo no podía agarrarme porque estaba incómodo. Sí, sí, it's okay. Mamă, și acum, si, si. Și acum m-a luat piciorul, frate, deci rodija, genunchiul, știți cum mă doare acum? Cât am mers azi. Mi s-a și inflamat. L-am mai puțit așa să mă doare de mult timp, să știți. Și astea sunt momentele în care îți dai seama că orice ai face, nu mai ești ca înainte și trebuie să ai grijă totală, frate, de acum înainte. Dacă nu, you're fucked. Hai să vedem. Nacional. Uh-huh. Claro. Aici. Aia e arroz. Da. Carne. Muy bien. Mâncăm și noi cu brader, ești aici. Pan. SOS, this is... Asta e carnea pe care o ținem acolo sus, frate. Carne de... Ce e? Res, nu? Lomo, si. Lomo, auzi, da. Vita. ¿Gusta? Sí. Charqui, me parece que le dicen. Wow, wow. Yeah, it's very nice. ¿Tú probaste? Sí. Very, very, very nice. Aici avem pește, empanada și niște orez. Blan. Gata, ne-am luat la revedere de la ăștia. Am spus că mergem să ne culcăm. Problema e că acum trebuie să mergem până sus, că avem semnal la internet doar pe main deck. Asta se vezi că pobresita Vale, nu avem lumină aici. Now we have light. Era un lagarto, ¿qué te imaginas? Ah, no me asustes, que sentí algo en mi pierna. Oh my god. Este ora 5 dimineața și nu vă dați seama. Bă, beznă totală, frate. Deci nu există lumină, nu există nimic. Ăștia au închis generatoarele, evident, de pe la ora 2. Ce ora 2? De pe la ora 9, frate. Și e absolut, absolut demențial cum se simte pe aici. E un vibe super interesant. Buenos días. Buenos días. Buenos días.
haideți că am avut o noapte, frate. Așa se întâmplă când oameni care nu au fost niciodată în junglă. Oh, buenos dias, buenos dias. Hey, buenos dias. Cata se despertó. Vale también. Los dos, yes. Ah, que bueno. Deci, cum îi zice, bă, cu oameni care zic că vor să vină în junglă. Deci Valeria făcea înainte să venim aici. Mamă, vreau să cunosc jungla, vreau să nu știu ce. Și eu ziceam, bă, vezi că jungla e un lucru. Vezi că e dificil, sunt condiții precare, e mizerie, e jec, sunt oameni, nu știu cum, e dubios, e nu știu ce. Ai grijă, frate, că nu se pune problema așa. Ai grijă că o să-ți fie nașpa. Nu, vreau să cunosc. Eu sunt super adaptabilă pe dracu. Ai ajuns aici, mi se pare oribil, nu-i place. Normal, așa e, așa se întâmplă. He just told me that those howling sounds are made by monkeys who are there in the forest, in the jungle. Interesting. But isn't it possible that, I don't know, animals can come and climb the boat or something like that during the night? Sometimes. If you leave fruit outside, they will smell it. They might come and just take the fruit and all that. Okay. But not so often. I believe that they're afraid of people, so they don't. Yeah. But I remember in a smaller boat, I used to leave fruit outside, and they will come. Not only monkeys, so that's the problem. Ants also. The ants, that's the problem. Ants is a problem. Yes, exactly. Okay. Es el bato. El bato. El bato. Su cuello es negro con blanco. E super funny cum trăiesc oamenii ăștia, frate, și se trezesc dimineața și fii atenți aici, tipul asta, femeia, Vida, adică viața mea, măi, ea e viața mea, ești nebun, are aici, cum îi zice, își pune telefonul, are frumos, că aici are puțin internet și ascultă muzică din asta, din anii 50, piese vechi. E foarte, foarte interesant cum trăiesc oamenii în Amazon, adică tot timpul mi-a spus că mi-aș dori să pot să fac o expediție din asta lungă de vreo săptămână. Problema este că trebuie să-ți găsești resursele de energie pentru așa ceva. Și uite, de exemplu, când vii cu cineva pentru prima oară, cum e acum cu Vale, băi, e greu, pentru că o femeie obișnuită să aibă niște cunii, să aibă o baie decentă, să nu știe. Și aici, deși lucrurile sunt ok, deși se doarme, s-a dormit bine și nu sunt mari probleme, băi, nu este plăcut. Și pentru o femeie tot timpul va fi mult, mult, mult mai dificil să renunțe la chestiile ce țin de normalitate, ca să zic așa. Dar pe viitor cu siguranță că o să băgăm expoziția de cel puțin 10-12 zile. Vreau neapărat treaba asta. Oricum, surprinzător de curată barca. Deci surprinzător de curată în ideea în care nu este ușor să menții un loc de acest gen curat tot timpul. Iar femeia asta face o treabă. Ia să vedem. Avantajul că suntem numai noi doi, dar de faptul că putem să folosim orice toaletă dorim. Uitați-vă și voi, frate, câtă curățenie aici, mă. Bă, și miroase a curat. Deci asta e super tare, e foarte, foarte, foarte multă curățenie. Repet, asta era cea mai ieftină variantă pe care am găsit-o pentru a petrece o noapte pe Amazon. Nu, mint, ar mai fi fost una. Ar mai fost varianta prin care vii și o faci tu on your own. Găsești un localnic. Bine, nu o să găsești un localnic care să-ți dea o barcă de genul ăsta, dar de aici, din Trinidad, îl găsești pe unul cu o barcă de-asta micuță, pam-pam. Și te duce cu barca respectivă, te plimbă până unde vrei tu, te aduce pe aici, evident că nu dormi noaptea, dacă vrei să dormi noaptea, ajungă 1000 de variante, zici lui ăsta, bă, du-mă la un hat de ăsta în poana mea și stau și dorm acolo. Dar nu mai cum, adică eu asociez foarte mult experiența de asta, de Amazon, o asociez cu ideea de a sta în barcă, frate, deci de a fi în barcă, nu de a dormi acolo, pentru că de obicei posadele și guesthouse-urile pe care le găsești acolo sunt mizerabile, e foarte multă umezeală și din punctul meu de vedere nu merită. Ca să faceți o idee, Mamore ăsta este de aproximativ 25 de ori mai mic decât Amazonul. De 25 de ori mai mic. E foarte funny cum anunță ăștia că se mănâncă, frate, și spun că anunță că se mănâncă. Pornesc clopoțelul ăla, frate. Sunt încă vacile alea și mergem zombi să mor.
Nos sigue llamando. Sí, sí, sí. Wow. A comer. Yes. Wow. Qué lindo se ve todo, yo. Okay. Wow. Qué postura de desayuno. Mira, se va del tema, ¿eh? Qué rico. Qué copada. Chocolate silvestre. ¿En serio? Chocolate es silvestre. ¿Cómo es? Ese chocolate nadie lo siembra. Lo siembran las aves. Las aves. Las aves. Del monte aquí. Chocolate silvestre. Okay. Sembrado por el río aéreo de los animales. Ciocolată făcută de păsări, frate, păsări le iau și le aruncă pe aici și le, n-am înțeles exact care e procesul, dar trebuie să vedem, ciocolată naturală. Mamă, e super interesantă, puțin diluată. E foarte diluată, dar interesantă. Y con Ricardo Arjona, incomparable el desayuno. Te gusta. Veo que escuchas. Where do the vast majority of tourists come here? The most of them from, I don't know, United States, Europe? Europe, definitely, Europe. More than United States? More than United States. Like where, Germany, France? It don't matter, Germany, France, Portugal. All over. All over, Europe, definitely. Uite aici, asta este platano, plantain cu brânză. Es el mate cocido. Uh-huh. Mete el, viste que está el té, el saquito con el mate cocido, todas las mujeres para tener. Mamă, cât de bună e chestia asta. Esto no se es la mate. Absolut incredibil. Eso se toma para tener leche. În practic, banana aia micuță, pe care știți că e foarte dură, care acum e coaptă. Platano verde. Brânză. Mamă, e de noaptea 10, știți cum? Am lăsat-o pe Vale să vorbească cu Mr. Johnny și exact acum ne îndreptăm către următoarea activitate. Deci ne mișcăm de aici, frate. Cel puțin. Bă, eu văzusem că ne mișcăm. M-a păcălit femeia asta, a vrut să mă trimite de acolo, nu știu. A vrut să scape de mine. Deci da, astăzi mergem să pescuim. Și noi, teoretic, mâine ar trebui să ne îndreptăm către La Paz, doar că acum oamenii încearcă cumva să ne iește să zburăm astăzi, să nu mai stăm încă o zi aici în Trinidad, pentru că o să nebunesc dacă mai stau o zi și vreau pur și simplu să plecăm, să ne facem și noi viața prin La Paz. Ne dor de viața de oraș puțin. Ia uitați. Which do you think it's nowadays Bolivia's biggest problem, biggest issue? Right now, it's our government is not doing what it's supposed to. It's not governing for Bolivia. It's governing for a certain group of people called MAS, MAS. They only govern for their political party, not for Bolivia. Not okay. For Beni, not for Santa Cruz, not for Pando. When was the best time to live here? When was the best times when people were living better? I will say about 40 years ago. So 40 years ago. 40 years ago. We did have dictatorship. Okay. But we didn't have this special group of people were the ones who don't think the way they think. We are second place people. We are left behind. So they only take care of themselves and they don't care about the exactly, population. Exactly. And it's very bad for the Republic of Bolivia because they are not investing anymore. The money we had 15 years ago with the production of gas at $160 a barrel, and they didn't look for any other wells in Bolivia, so that money was spent in keeping themselves in power. That's our main problem, the mass. Muchas gracias por el desayuno, muy cool, muy 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 rico, sí. Hola. Bien, bien.
Sorin, ai, nu pot grabar, mamă. Te jur că, mă, deci sunt atât de îndrăgostit de fata asta și îmi place atât de mult de ea, mai ales de când a început să facă YouTube. Bă, deci are un canal, nu vă dați seama, pentru cineva care n-a făcut asta în viața ei, are mii de vizualizări, merge super bine, deci sunt extrem, extrem de mândru că putem să facem treaba asta împreună și pe loc, că se vede asta pe fața mea, că sunt fericit, frate. Pentru prima oară în viața mea am întâlnit și o persoană cu care simt că mă potrivesc din aproape toate punctele de vedere. Și încă nu suntem mult timp împreună. This is Johnny's room. This is, yes, where you stay? Yes, and I have... Give us a room tour. This is my room. Okay. I cleaned it yesterday because it was a little dirty. Okay. So you stay here. This is where you stay all the time and you have tours? All the time, yeah. All the time. That's upper why, deck. That's why I cleaned it. Ah, because it's yours. Yes. Perfect, nice. Uitați ce haos e în camera noastră. Toate camerele sunt frumos organizate. Am încercat să schimbăm biletul de avion ca să plecăm în La Paz astăzi, pentru că noi avem o călătorie super complicată. Avem așa, zbor mâine Trinidad La Paz, ajungem în La Paz, avem o zi. După care La Paz, Buenos Aires, avem în Buenos Aires 20 de ore. După care Buenos Aires, Addis Ababa, în Africa, avem acolo nu știu câte ore. După care avem Addis Ababa, Singapore, avem acolo 2 zile. După care avem Singapore, Japonia, adică Tokyo. După care vrem să mergem în Okinawa. Deci, știți cum e? E un chain of flights care cu siguranță că își va lua un damage din ăsta mare la un moment, ar fi al doilea damage, acum m-am și îmbătat puțin, dar pana mea, Vale a încercat să vorbească cu ăștia de la, cum îi zice, de la compania de unde de avion, nu se pot schimba biletele, ne adaptăm și voiam să plecăm astăzi. Ideea e că era zborul în aproximativ 20 de minute și nu avem cum să ajungem de aici în 20 de minute ca să avem ceva mai mult timp acolo, dar auzi ăștia că pentru că este de treabă o să ne bage activități, mergem acum să pescuim pirania. Creo que te da relato. No, los chalecos. Nuestro equipo. Juan. Pirañas. 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 Un pesci por ahí. Da, acum vorbim de faptul că ăsta este singurul tur, singura barcă ok de aici. Singurul serviciu ok de aici, din Bolivia, în junglă. Alte variante nu sunt. Și am mers vreo, nu știu cât, 10 minute ce-o durează, am ajuns într-un loc și acum încercăm să pescuim pirania, să putem. N-am văzut în viața, am văzut o singură dată când am fost în Iquitos, în partea aia de Peru, dar nu o mai țin minte, a fost în 2015, acum 8 ani. Aici că nu putem să intrăm aici pentru că sunt niște trunchi de copaci, niște trunchi care au căzut și vedeți acolo, blochează cumva accesul, deci mergem să căutăm alt loc pentru pirania. Am întors acum la barca principală pentru că a zis omul că băi, cu barca asta mică nu prea o să avem cum să stăm mult în larg și de aceea mergem să luăm barca mare ca să putem pescui și mi-a zis Johnny că în ultimii 20 de ani practic lumea este inundată de cocaina care vine de aici din Bolivia și că acum câțiva ani de zile în Barajas, în aeroportul din Madrid, au prins ăștia 500 de chile de cocaină, dacă vă vine să credeți, cocaină care vine exact de aici din această junglă, pentru că aici în junglă, din cauza prețurilor foarte scăzute și din cauza faptului că ăștia îi puteți pe oameni aproape nimic, toată cocaina se produce aici și face drumul încolo către America, către Miami. Mergem acum către barca cealaltă. Asta e barca de 30 de persoane, nici de muși de bagă până lui 2. Și acum ne-am dus cu barca cea mare. Bine, barca mai mare. Dați-vă cât de alb suntem, neapărat să mă bronzez. E urgent. Al que saque primero. Yo quiero, prefiero un al que saque primero. Cred că acum este pentru prima oară în viața mea când încerc să pescuiesc și tot timpul am avut impresia că pescuiesc este cea mai boring activitate din lume. Până acum a fost doar o impresie. În momentul de față este o siguranță, frate. Nu înțeleg lumea care e pasionată de pescuit să moră, că mi se pare atât de boring. Stai să aștepți ca să vină peștele. Nu mă urâți. Vă zic doar ce cred. Acate.
Stăm de, cred că 20 minute, n-am prins nimic. Deci vă rog din suflet să-mi spuneți și mie ce e atât de fan în ape scui, frate. Deci nu, eu nu pot să înțeleg. Uite, acum avem 3 oameni în spate, plus un dițanea pe care am pus-o din plictiseală sub scaun ca să stea acolo, vreau de că mă plictisesc. Care este fanul? I don't see the fun in this. Stau în pula mea aici 2 ore ca să pescuiesc și nu prind nimic. Așa că prind un pește mic. Care e combinația? Poate activitatea, cum îi zice, de socializare în sine, că stai și vorbești cu alți pescuitori. Dar în rest, nu înțeleg. Por ejemplo, el pico... Îmi dau seama acum că locul în care suntem apa este destul de murdară și de-aia zic, bă, haide să schimbăm și o să ne mișcăm cumva în râu, în partea aia, să stăm cumva pe mijloc, pentru că peștii au standard, de frate, nu mănâncă ei de oriunde. Și n-am prins nimic, pentru că am stat jumătate de oră pe aici. Okay. Lo tiro? Sí, sí, sí. Perfecto. Let's see. Para acá. Hacia acá. ¿Ah? ¿Acá mejor? Mejor allá. Que la lleva debajo. Ah, yeah. Okay. Eso te pregunté hace rato, pues. Sí, pensé que iba a ir encima. Está cortina, ¿sabes? Sí. Evident că nu am reușit să pescuim nimic și am zis, bă, mai bine ne întoarcem și stăm pe barcă, la soare, frumos. Ah, ne-am plictisit puțin. E puțin boring dacă stai aici mult de tot. Și acum și simțim nevoia de apă, să ne spălăm și noi ca lumea, să facem o baie ca lumea. Danezii pe care i-am întâlnit ieri, nu știu că ați văzut în vlogul anterior, au stat aici, frate, dacă vine să credeți, 6 nopți pe asta. Bă, 6 nopți, bine, ideea este că mulți oameni care încep să călătorească, mai ales dacă sunt foarte tineri, ei și călătoresc pentru chestia aia romantică, mamă, vreau să mă duc as raw as possible, vreau să n-am internet, ei nu aveau internet, nu aveau SIM-uri, eu verificau totul pe hartă, știi, că mi se pare că îți complici viața pentru un romantist care, până la urmă, nu are niciun fel de legătură cu realitatea, cel puțin așa văd eu lucrurile. Dar asta e părerea mea, eu, de exemplu, dacă stau mai mult de o zi jumate fără net, la mine nu merge, n-am cum. Și Vara e la fel, pentru că vorbește cu fiicele, organizează la studio, organizează job-ul, chestiile pe care le are de făcut. Și atunci e chiar foarte, foarte necesar internetul. Trebuie acum să dăm noroc, because we survived the Amazonian jungle. Gata, hai că am băgat whisky-ul ăla și ne-am rupt amândoi, deci nu mai țin la băutură de când ajungem în Asia, în Singapore, ne-a să trebuie să ne îmbătăm ca niște animale și hai să vedem ce a făcut Vida, pornosul. Oh my god! Que bien! Que es eso? Pure de papa. Pure de espinaca. Ok. Fettuccine. Mixto. Eso tenía. Y Pacu. Pacu, perfect, so nice. Very, very, very nice. Eu nu m-am gândit niciodată cu să mănânc fettuccini pe barcă în Amazon. Să mor de vomit. Deci niciodată în viața mea nu m-am gândit la chestia asta. Mamă, deci gata, a intervenit plictiseala și oboseala aia mare, care știu eu că se întâmplă tot timpul când vin pe Amazon. Mai avem de făcut o singură excursie și pe unde mergem la hotel. Sunt spart de căldură de tot. Llenándole su agua. Ah, ok. Nosotros pensamos que estabas allá coqueteando con Vida. No. No. Ultima activitate, acum ne duc așa la o estanță, ci că să vedem niște vaci. Nu mai aveam chef, să mă duc acasă, doar că am decis cu Vale, hai să mergem până la capăt, dacă tot am putut suma asta enormă, hai să mergem să ne bucurăm de ultima experiență. Ia uitați, frate, câți câini aici nebun la cap. Ia uite ce aici. Hai să vedem cum dracu urcăm din locul ăsta, frate. Nu vreau să cad, că nici nu mi-a luat Adidas și cu mine aici nebun la cap. Ia uitați unde am ajuns, în picioarele goale. De la Estancia El Carmen, așa se numește. Estancia înseamnă un fel de ranch. Și vamos, hai să vedem cum ne prezintă ăștia aici. Mi se pare că e mult mai ușor să urci în picioarele goale decât în... Aha, ven!
decât în Adidas. Hai. How is this place called? You heard the El ranch? Carmen, El Carmen de Velasco. Carmen de Velasco, okay. And this is owned, like somebody has this place, it's like private owned, no? Claro, Alexis Velasco. Se uită super dubios la noi, frate, sunt geană pe noi. Cred că le e și frică, dar sunt și... También mi familia me tiene a mí. Ce faceți, bă? Pero aparte, él es como bastante mandón. Sí, sí, sí. Ce faceți, bă? Ce faceți, mă, băieți? Ok, let's go. Tremendo. Da, deci aici cumva am intrat fără să ne dea ăștia voie și ne-am dat seama că animalele se uitau dubios pe noi, și măgarii, și cai, și vacile, și pulele. Și am zis, bă, mai bine să ne tirăm de aici. Mai ales că eu cred că ăștia ne-au dus aici pentru că n-am prins pește mai devreme și cumva să compensez eu cu treaba asta. Și atunci, cumva cred că n-au plătit și atunci hai să mergem. Așadar, mergem. Hai. Și așa îți dai seama de diferența dintre câini și alte animale, frate. Toate animalele priviu cumva cu ostilitate, căței super fericiți că ne-au văzut. Au sărit pe noi, dar săraci, cred că au văzut ultima oară mâncare la televizor și ne pun la cap, sunt vai mama lor. Dacă știam, le aduceam ceva de mâncare, dar nu știam. Asta e. Fabi. 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 Și după vreo 20 minute de mers cu barca, ne apropiem de regina noastră pentru ultima oară, pentru că ne îndreptăm spre casă, da, spre hotel, nu spre casă, și trebuie să tragem câteva concluzii în legătură cu această experiență. Băi, am terminat acum cu toată nebunia. Am ajuns înapoi la hotelul ăla foarte scump din Trinidad. Hotelul ăla la 100 de euro pe seară, doar că am zis că nici 100 de euro pe seară, nici nu discutăm la cât de obosiți suntem și la cât de terminați suntem. Avem o singură noapte și am zis că, frate, stăm și noi aici ca boșii, ne relaxăm, astfel încât mâine să putem să ne continuăm. De mâine începe nebunia aia mare. Și am terminat nebunia asta cu o nebunie și aia mare. Suntem obosiți, frate, amândoi rupți. Sper să nu cadă camera de aici. Și voiam doar să vorbim așa câteva momente despre toate chestiile astea care s-au întâmplat. Cred că e prima oară când beau ceva rece. Și nu aveau nimic rece aici, frate, pe barcă. Mama. Așa. Bă. Deci încă o dată îmi dau seama că experiența asta cu Amazonul, mai ales acum pentru că am fost cu Vale, mi-am dat seama că se poate declar că am sunet, am sunet, că este o experiență care trebuie pregătită, frate. Și asta trebuie pregătită și trebuie să pregătești omul, știi, când omul, știi cum trebuie să faci când cineva îți spune vreau să mă duc să cunosc jungla? Japona, să-i spui, e jeche, mizerie, pute, sunt oameni nași, poate fură, nu poți să te caci, nu poți să te piși, nu poți... Spui toate lucrurile astea, după care dacă persoana zice, a, da, interesant, vreau să merg, tot, aceeași chestie, deci trebuie să spui aceeași treabă de 1000 de ori. Pentru că dacă vi spune aceeași treabă de 1000 de ori, se vor întâmpla două lucruri. Ori persoana respectivă o să zică, bă, stai mă, că dacă e așa, n-am chef să merg. Și ai scăpat de problemă. Ori persoana respectivă o să zică, da mă, gata, merg, dar pe urmă îi zici, bă, ți-am spus. Eu i-am zis Valerie înainte, bă, vezi că e nașpa, vezi că nu sunt condiții, vezi că e urât, vezi că pute, vezi că e nașpa. Evident că a vrut să meargă, acum nu regretă, mai are și motivul că face vloguri și asta evident că îți ridică orice fel de motivat sau determinare pe care o ai.
Dar da, nu uitați de turul Backpack Your Life prin Argentina, prin America, nu știu dacă neapărat o să fie în Argentina, în ianuarie 2024. Vă mulțumesc că v-ați stat la vlogul ăsta anormal de lung, nefiresc de lung, dar e o experiență în sine, mersul în junglă reprezintă o experiență în sine. Și trebuie să înțelegeți că de obicei experiențele astea sunt foarte scumpe. Noi cât am pătit aici a fost puțin raportat la ce alte variante am fi avut. Hai că mă strigă Vale. Aura voi, aura voi. Gata. Pa.